Dacă în filmulețul anterior am început să vedem cum lucrează partea de HMI și partea de ladder, am creat un nou ecran, un nou display, care la noi se numește test, l-am legat printr-un buton ca să putem merge înapoi în display-ul sau în ecranul de startup și printr-un alt buton să-l accesăm. Și în acest display am creat un buton prin care activăm un motor. Prin apăsarea butonului se activează motorul atâta timp cât este activat butonul. Acum o să introducem în partea de program. Noi am lucrat în partea de test. Nu o să mai dorim să activăm direct motorul, ci după 3 secunde să spunem. Pentru aceasta o să introducem un timer. El se folosește cu automenținere pentru a-l ține activ ca ca o ieșire sau ca un bit. Îl punem pe următorul liber, timerul 3, în un test, să spunem. Timpul presetat în el, valoarea după care să se activeze ieșirea după ce am apăsat butonul, este de 3 secunde. Și aici, în loc să folosim bitul de activare, o să folosim timerul, exact ca pe o intrare sau ca pe un bit. Și va fi memory, în loc de memory bit, va fi timerul 3. Am folosit noi. Ok. Dacă vom downloada acest program cu un download simplu, care nu durează, la care nu e nevoie să facem upload pentru că facem teste, o să vedem, va trebui să vedem cum se activează ieșirea noastră cu întârziere. Urmând apoi să mai introducem câteva blocuri care ne vor permite oprim PLC, unii se cere să îl oprească automat, care ne vor permite să le și configurăm din HMI valoarea presetată a timerului sau să vedem valoarea curentă. Ochelar, pornim monitoringul, pornim accesul remote. Intrăm în butonul nostru, apăsăm butonul și vedem că după 3 secunde putem vedea și în program, doar atunci se activează motorul. Acum rulează timerul, acum s-a activat motorul, iar când am lăsat de buton s-a oprit imediat. Bun, acum mai introducem două funcții noi, două blocuri noi. Oprim simulatorul, că altfel nu putem modifica programul. Și aici avem, printre altele, funcțiile de store. Copiem sau load sau store. Noi o să avem nevoie să-i punem în counter o valoare curentă. Nu avem loc. O să folosim pentru asta un memory integer. Următorul liber pe care o să-i spunem store val din memory integer 10, care a fost următorul liber, și pe ăsta o să-l punem în timerul 3, timerul nostru. Să-l dăm mai jos, punem în continuare și la fel o să vrem să luăm valoarea curentă. Ăsta-l folosim ca să punem o valoare predefinită în timer și o să vrem valoarea curentă din timer să o afișăm în ceva. Pentru asta o să folosim un load timer counter current, dacă înainte era valoarea de preset, acum este de curent. Din timerul 3 o să vrem să punem într-un memory integer următorul liber, adică 11, și asta o să fie curent val. Ok, și în continuare am putea să ducem direct testul aici, cred că încape, dacă ar fi o linie mai lungă. Am folosit wiring-ul, ori un fel de rutare. Trebuie să stau mai jos. Refacem wiring-ul de aici. Bun. Acum am pus store-ul pentru preset în timer și să încărcăm valoarea curentă 1. Copiem din
o valoare de HMI și o punem în timer și una luăm valoarea curentă și o punem în luăm valoarea din timer și o punem și o afișăm în HMI. Acum trebuie să implementăm astea două valori în HMI. Pentru aceasta ne ducem la numeric. Avem un număr de pildă. Acesta o să fie numărul pe care îl presetăm în timer. Foarte important, keypad entry, nu-l pot deocamdată selecta. Prima dată îl încuim. Deci valoarea de unde luăm cât va fi pus în timer este din M10, așa am configurat-o noi. Foarte important, keypad entry. Să o poată pune utilizatorul. Este valoarea pe care noi vrem în timer. Momentan, înainte era pus de mână 3 secunde, ulterior o să-l modificăm noi de aici. Bun, valoarea minimă maximă este ok default. Bun. Putem să facem copii pe el. Îl mutăm ca să nu aibă aceeași locație fizică, altfel nu o să putem face paste. Bun. Ăsta rămâne definit cum l-am pus noi. Și aici o să vrem să vedem valoarea curentă. Aceasta doar vrem să o vizualizăm. Nu mai legăm de memory input 10, o să legăm de memory input 11, valoarea curentă din timer. Cum rulează timerul? Ok. Un warning. Acum mai punem și niște texte ca să arate mai frumos, mai explicit. Ăsta o să-i spunem preset. Cât vrem noi să punem timerul să ruleze, 3 secunde, 5 secunde. Și un alt text pe care o să îl denumim curent, adică valoarea timerului rulând. Bun. Avem așadar definită ca variabilă preset, ea din 10 și curent, care nu va fi introdusă, va fi doar citită. Acum facem un download. Un download simplu. Și sperăm că vom putea configura valoarea din de 3 secunde din timer pe care am scris-o inițial cu mâna și acum vrem să fie variabilă. Și la fel să vedem când rulează timerul. Se spune că monitorizăm un eveniment sau după un eveniment un timp mai lung și am vrea să-l și vedem. Ochelar pentru monitoring. Momentan avem un MI10 valoarea 300. Ne pornim și HMI-ul sau simulatorul sau operating panel sau afișajul. Avem valoarea 300, să spunem că vrem valoarea 100, adică să avem o secundă. Valorile acum scrise de noi, așa este definit, sunt în zecimi de milisecunde, deci 100 ar însemna o milisecundă. Și acum dacă o să dăm pe setează, 300. Ar trebui să avem în după o secundă timerul se activează. Bun, acum dacă punem aici, să spunem 5 secunde, adică 500. Sau 5 secunde. La următoarea apăsare și în dreapta putem vedea și cum rulează. Se activează. Pleacă de la 500 și la următoarea se activează. Cam acesta este cu timerele. Dacă m-am oprit, nu l-am mai ținut, în valoarea curentă îmi rămâne ultima valoare modificată din timer. Normal, la apăsare ia din nou de la 500. Și coboară. Ca să fi avut în secunde sau în milisecunde valoarea, tot ce trebuia să facem, oprim simulatorul că altfel nu putem modifica, era să folosim niște funcții de matematică, o înmulțire sau o împărțire, depinde în ce nod doream noi,
și memory input 10 pe care îl citim de la operator din HMI trebuie împărțit sau înmulțit cu 10 sau cu 100, astfel încât valoarea pe care o scriam în timer să fie în secunde. Așa cum vă spuneam, aici sunt zecimi de milisecunde. Cam atât cu timerele.